Turiștii care vor veni pe litoralul Mării Negre în acest sezon estival vor trebui să-și poarte singuri de grijă atunci când vor intra în apă. Și asta pentru că ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea, a transmis Consiliului Județean Constanța o adresă prin care informează că serviciile de salvamar vor fi finanțate în acest an doar din bugetele primăriilor care dețin plaje. Noi n-am primit niciun răspuns pozitiv. Dar ce răspuns ați primit? Am primit un răspuns care se spune că trebuie să asigurăm în fonduri proprii și neavând bani. Nu mai asta avem salvamari în vara asta. Noi nici n-avem. Toate veniturile noastre proprii sunt undeva la 5 miliarde pe lună la Consiliul Județean Constanța. Deci este imposibil. Și dacă am pune toți banii, nu avem cum să-i susținem. Eu nici nu cred că se încheie contracte dacă nu există sursa de finanțare. Că nu știu cine și-asumă să încheie un contract ținând, având în vedere că n-au sursa de finanțare. În aceste condiții, șansele de a avea salvamari în acest sezon estival sunt aproape nule. Autoritățile locale speră că și în acest an finanțarea să fie asigurată din fondul de rezervă al guvernului, la fel ca în anii trecuți. În fiecare an, serviciile de salvamari și posturile de prim ajutor consumă 10 milioane de lei.